Mulți l-au condamnat că și-ar fi părăsit familia pentru amanta cu care și-a întemeiat o altă familie. Cu toate astea, Gabi Enache nu a uitat o secundă de fiica sa cea mare, pe care o are din fosta căsătorie. După câteva luni petrecute în Rusia, acolo unde joacă pentru Rubin Kazan, fotbalistul s-a întors în țară într-o scurtă vacanță, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să își sune fosta soție pentru a-i spune că vrea să-și vadă fiica. După ce a primit undă verde de la Mădălina, Gabi Enache, Lena și fetița acesteia au mers către apartamentul în care locuiește fosta soție a fotbalistului. Au luat-o pe micuța Anais și au plecat să se plimbe prin parc. Timp de câteva ore, Gabi Enache și-a distrat fetița cum a știut mai bine. A dat-o în leagăne și pe tobogane. Și pentru că nu a vrut să intervină prea mult între cei doi, Lena a stat mai retrasă împreună cu fiica sa și au discutat ca între fete. Însă ploaia le-a stricat rapid distracția. Și ca doi părinți grijulii, fotbalistul și soția sa le-au urcat pe fetițe repede în mașină și au ales să se retragă. Prima oprire a fost la apartamentul Mădălinei, unde Enache a lăsat-o pe fetița sa în grija fostei soții, dar nu înainte ca micuța să și-a rămas bun de la Lena, semn că cele două au o relație foarte frumoasă. Imediat cum au ajuns acasă, Gabi Enache l-a răsfățat și pe micuțul Edan. Fotbalistul i-a făcut baie băiețelului, i-a făcut masaj și a încercat să-l facă să râdă în hohote. Hey.